Una dintre cele mai rapide rețele de internet din lume este lansată la Erevan. Telecom Armenia afirmă că acesta este un nou salt spre viitor, crearea unei noi rețele bazate pe fibră optică. Construcția a început în districtul administrativ Davatshen. În lunile următoare, o rețea de 10 GB va fi disponibilă acolo. În trecut, toate serviciile erau bazate pe fire și structuri din cupru. Astăzi însă creăm o nouă structură bazată pe cabluri de fibră optică, care vor fi una dintre cele mai bune din lume. Noua rețea va servi drept una de bază pentru rețeaua noastră mobilă actuală și cea viitoare, care va îmbunătăți și calitatea comunicațiilor mobile, dar și a internetului mobil. Rețeaua este construită exclusiv prin subteran. Se asigură cea mai mare fiabilitate a serviciilor de comunicații, menținând în același timp aspectul estetic al străzilor orașului. Fiecare abonat va avea posibilitatea să primească un canal separat de comunicare cu fibră optică. Aceasta este o soluție complet nouă, care există de fapt în foarte puține orașe și țări. Nu avem o singură capitală care să dețină o astfel de rețea peste tot. Peste 120 de angajați ai companiei sunt implicați în construcția rețelei din Davdashen. Se vor instala aproximativ 100 de kilometri de cablu și peste 400 kilometri de linii de fibră optică. După finalizare, 10.000 de abonați se vor putea conecta la rețea. Este pentru un anumit grup de consumatori, pot fi vegetariene sau persoane alergice la albușul de ou. În loc de ouă, la această maioneză se adaugă extracte uscate de urzică, propolis sau, pentru gurmanți, guarana. Aceste nano-ingrediente funcționează ca supliment alimentar. Ele dau energie, accelerează digestia și ajută la pierderea în greutate. Cel mai important lucru însă este că conțin doar ingrediente naturale. Această marmeladă a fost preparată fără aditivi artificiali. Paleta sa de culori a fost creată folosind antociani. Aceste oligoelemente se găsesc în orice plantă și sunt comestibile. Deci, petalele trandafirilor vor deveni în curând sirop. Încetinesc îmbătrânirea, au și proprietăți antiinflamatorii, proprietăți antibacteriene. De asemenea, aceste culori alimentare pot fi utilizate în industria cosmetică și farmaceutică. Producția de pulberi colorate în sine nu este atât de scumpă. Și asta fiindcă sursa de oligoelemente utile crește. Oamenii de știință din Belgu iau materii prime pentru experimentele lor în propria grădină farmaceutică. Aici, de exemplu, este stocată o parte din recolta de păpădie uscată de anul trecut. De la aceasta, familiare tuturor florilor sălbatice au învățat să facă un aditiv alimentar pentru produsul din lapte fermentat numit chefir. Chefirul de păpădie este doar primul pas. Posibil ca în curând să apară în vânzare și lapte roz sau cel fermentat cu albastru, îmbogățit cu nanoparticule vegetale. Oligoelementele utile pentru oameni pot fi îndepărtate din plantele aparent dăunătoare, buruienile. În acest laborator, însă, învață cum să facă și antiseptice, mortale pentru virus și bacterii, dar în același timp atât de blânde pentru pielea noastră. De ce să distrugem aceste plante când putem pregăti și obține un medicament pe baza lor, ceea ce va aduce oamenilor mult mai multe beneficii decât o simplă distrugere a acestei plante? Dezvoltarea în comun a chimiștilor, biologilor și tehnologilor din Belgorod a primit medalii de aur la expoziții și a fost asigurată în 20 de brevete. S-a format un complex științific educațional echipat și cu echipamente de înaltă tehnologie, care include în prezent 6 laboratoare mari. Acest lucru contribuie la dezvoltarea activităților proiectului și la crearea de noi proiecte de înaltă tehnologie pe viitor. Rezultatul acestor experimente genetice moleculare trebuie să fie un material de semințe superior analogilor occidentale. Culoarea firelor depinde de recipientul din plastic. Aici se reciclează deșeurile și li se dă o nouă viață. Tehnica funcționează în acest atelier și, pentru prima dată în Armenia, firele și iernătorul sintetic sunt produse din sticle de plastic. Dintr-un kilogram de sticlă de plastic ies aproximativ 800-900 de grame de poliester. Și firele sunt deja filate din poliester căptușit. Procesul de sortare a deșeurilor a început în anul 2018. Astfel de urne au fost instalate în structuri publice și
private și timp de 3 ani au colectat materii prime. La Dubai Expo 2020 au câștigat prima lor subvenție, apoi au primit o altă subvenție de la Fondul Norvegian pentru Mediu și au cumpărat echipamente și s-au apucat de lucru. Materiile prime sunt aduse din aproape toată țara. Aceste deșeuri sortate ne vin de la peste 420 de organizații, instituții de învățământ și agenții guvernamentale, acestea fiind acceptate și trimise la punctele de reciclare. Înainte ca deșeurile din plastic să devină o marfă, acestea trec printr-un scurt lanț de producție. Sticlele colectate sunt spălate și zdrobite. În etapa următoare sunt uscate și apoi se obține acest iernetor sintetic. Rucsacurile sunt deja legate de firele primite. Sintepon este cumpărat de companiile textile. Anterior, această materie primă era importată. Acum este disponibilă pe piața internă și la un preț mult mai mic. Drept rezultat al reciclării, acestea oferă și o alternativă la polietilienă. Au făcut astfel de pachete din plastic și atunci când se utilizează, este posibil de profitat de reducerile suplimentare, precum și să acumulați bonusuri. Ca să faceți acest lucru, trebuie să descărcați o aplicație corespunzătoare. În viitorul apropiat, pachetele ecologice vor fi oferite în toate supermarketurile, magazinele mici și mari. Globul de Aur, un premiu stabilit de Asociația Jurnaliștilor Străini Acreditați la Hollywood, în cea mai onorabilă nominalizare, cel mai bun film din acest an a mers la lucrarea Țara Nomazilor a regizorului Clozau. Aș dori să mulțumesc acelor premianți care și-au împărtășit poveștile și care au stat la baza scenariului acestui film. Judy Foster, actriță și regizoare, a fost de 2 ori premiată cu Oscar, a primit și în acest an un Glob de Aur pentru cea mai bună actriță în rolul secundar din filmul The Mauritanian. Borat 2 a câștigat și el un Glob de Aur pentru cel mai bun film de comedie, iar actorul Sacha Baron Cohen a fost de asemenea onorat. Josh O'Connor, care a jucat rolul prințului Charles în filmul Coroana, a fost premiat și el ca cel mai bun actor dintr-un serial de televiziune, iar Emma Corrin, care a jucat rolul soției sale, tragic decedate, a primit Globul de Aur pentru nominalizarea cea mai bună actriță la această categorie. Acest sezon al filmului Coroana, în care este demonstrată soarta lui Lady Di, de asemenea, a fost onorat cu un Glob de Aur la nominalizarea cea mai bună serie. Angajații unui centru de reabilitare animalelor din primorie au grijă de un nou născut ursuleț himalaian. Puiul a fost abandonat de mama sa după ce un trecător a distrus accidental bârlogul din pădure. Ursul a atacat omul și apoi a dispărut în desiș. Din cauza iernii, instinctul ei matern nu s-a mai trezit, așa că oamenii au avut grijă de pui. Potrivit angajaților centrului de reabilitare, puiul se află acum în stare bună. Singura problemă pe care o are sunt consecințele stresului, care încă sunt vizibile și nu este atât de activ. Se ascunde, nu mănâncă foarte bine, dar îl obișnuim în liniște. Sperăm că totul va fi bine. Animalul crescut de oamenii de la zoo va fi eliberat anul viitor.
Icebergul, a cărui suprafață este estimată la 1270 de kilometri, s-a desprins de raftul de gheață Brant din Antarctica. Despre aceasta au raportat cei de la Antarctic Survey din Marea Britanie. Imaginele surprinse din avion arată fisura pe suprafața ghețarului, care trece la aproximativ 20 de kilometri de stația de cercetare britanică Hayley, care din fericire nu a fost deteriorată după despărțirea completă a icebergului, a cărui suprafață este proporțională cu suprafața Sankt Petersburgului, va fi monitorizată din cauza pericolului potențial pentru nave. Capitanul Cousteau și odiseea sa subacvatică au îmbrăcat la propriu fațadele a 13 case din satul de pescari Porto Mosquito din Capo Verde. Aceasta este o inițiativă a asociației locale Lantuna, care speră în acest fel să contribuie la conservarea păsărilor marine și a peștilor oceanici din insulă. Primul tablou de perete a apărut în anul 2018, fiindcă nu numai Jacques-Yves Cousteau a vizitat aici locurile pe la mijlocul secolului trecut, ci și inventatorul elvețian al batiscafului, Auguste Piccard, celebru călător francez Théodore Monod. Așa că ne-am gândit că am putea atrage atenția publicului asupra pescuitului nostru și sătucului nostru pentru a face din Porto Mosquito un adevărat centru turistic. Locuitorii au sprijinit inițiativa. Înțelegem importanța protejării oceanului și în mod regulat mergem și colectăm gunoiul de pe plaje. Ne străduim să protejăm natura din jurul nostru. Creată în 2013, asociația consideră că arta este un mod puternic de a educa locuitorii cu privire la necesitatea de păstrare și conservare a biodiversității atât pe uscat cât și în ocean. Давай, успокаивайся, и мы тебя обратно в коробочку посадим. Dmitri Strelnikov este șoferul unui taxi neobișnuit pentru animale. Iată, acesta este pasagerul meu de astăzi. El a suferit o operație în urmă cu ceva timp. I s-a rupt aripa și a fost restabilit. Acum avem grijă de el. Dmitri transportă chiar și acele animale pe care alți șoferi nu vor să le ia în mașină. Tariful este același ca și la un taxi standard. Animalul este după accident, în stare postoperatorie, putem spune. De asemenea, avem și o anumită specificitate a transportului. Nu puteți pur și simplu să vă așezați pe bancheta din spate. Dmitri nu refuză transportul nici măcar pentru animalele agresive. El găsește o abordare și față de acestea. O parte din veniturile sale le acordă adăposturilor și clinicilor veterinare. Cererea pentru zootaxi este în creștere. La cafeneaua inclusiv, barista e un rând enorm și nu pentru că lucrează încet, ci pentru că o prepară delicios și pun suflet în tot ceea ce fac, spune directorul. Acesta a fost diagnosticat cu sindromul Down, însă această caracteristică nu interferează absolut deloc cu comunicarea cu oaspeții, filmarea de clipuri și fotografii pentru rețelele de socializare. Mă descurc singur, Dumnezeu a avut milă de mine. Îmi place să risc și să fac lucruri bune. Dmitri este unul dintre absolvenții Academiei Barista Inclusive. Are specialitate de regizor, dar a lucrat în calitate de administrator într-o stomatologie. I-a plăcut însă întotdeauna cafeaua. Anterior, el prepara băutura revigorante doar pentru el și familia sa. Acum, este disponibil pentru toată lumea.
все достаточно адаптировано, было все очень удобно. Totul este adaptat, comod, interesant. Ne-am familiarizat nu numai cu prepararea cafelei, ci și cu istoria acestei băuturi, unde se cultivă cafeaua, cum se usucă, cum se prăjesc cerealele și boabele. Как его сушат, как его потом обжаривают. Primii barista cu dizabilități din Belarus au început să se antreneze în 2018, dar multora le-a fost greu să găsească de lucru. Autorii proiectului au deschis cafenele inclusive special pentru ei. Până în prezent, în Minsk sunt doar două, însă rețeaua este în extindere și pregătesc și personal nou. Avem o idee clară că trebuie să existe un barista pentru oamenii cu dizabilități, cei veniți din diferite orașe. În timpul interviului întrebam dacă sunt gata să se mute și, drept urmare, cei care erau gata să se grăbească în luptă, chiar și mâine veneau la lecții. Peste 70 de oameni din diferite orașe din Belarus doresc să devină barista, însă până acum au fost alese doar 5 persoane. Atunci când vor exista cafenele inclusive, toată lumea va putea învăța și obține un loc de muncă. Acestea se deschid în spații mari pentru persoanele cu nevoi speciale. Aceasta este o bună oportunitate de a găsi și a-și face noi prieteni. Acești arcași nu au împlinit încă 10 ani. Băieții lovesc ținta, însă abia au suficientă putere ca să scoată săgeata din această țintă. 3 încercări pentru a-și demonstra acuratețea. Șirul este tras de Aidiner Bolulai. Băiatul s-a îndrăgostit de tirul cu arcul tradițional încă de la primul său antrenament. M-am simțit de parcă aș fi fost în trecut, să te așezi pe cal, să călărești, să tragi din arc, așa cum făceau strămoșii noștri. De data aceasta au tras de la fața locului. Vremea nu le permite călăria, însă așa poate este mai bine. Nu poți fi distras de vânt și viteză, spune Meca Kianșbekova. Ea îi elimină pe primii 10, la fel ca băieții, deține cu încredere arme de luptă. Forța de tragere este de 16 kg, iar o săgeată trasă dintr-un astfel de arc poate străpunge și o mașină. Parcă aș fi la război. Ținta nu este doar o simplă țintă, este adversarul meu și când trag, mă cufund complet în această țintă. Cum să trag, când să trag? Pasiunea pentru sport îi ajută să câștige, însă principalul lucru este fotografia. Pasiunea pentru sport îi ajută să câștige, însă principalul lucru este flerul. Arcașii cu experiență s-ar putea nici măcar să se uite la țintă. Mâna știe deja când trebuie să tragă săgeata. Tirul cu arcul este ceva care necesită o practică zilnică, adică practică constantă. Kazahii au astfel de expresie. O zi fără arc te duce înapoi cu 2 zile. Bahtiar Turuspekov a câștigat campionatul mondial în urmă cu 2 ani. I-a învins pe cei mai buni arcași din 13 țări. În Kazahstan, acest sport este încă în curs de dezvoltare. În urmă cu câțiva ani, chiar și cumpărarea acestui arc era o problemă în Republică. Undeva 3-4% din populație trăgea cu arcul, chiar 3 putem spune. Desigur, acest lucru nu este suficient, însă în viitor sper cu adevărat că vor fi din ce în ce mai mulți sportivi participanți. La acest turneu au participat peste 50 de sportivi. Ei încearcă să atingă ținta de la distanțe de 10, 15 și 20 de metri. Nu există restricții de vârstă la acest sport. Cel mai experimentat arcaș are peste 60 de ani. Și aceasta nu este limita, spun organizatorii competiției. Micul prinț, deja atât de familiar, interpretat de Constantin Habenski, însoțit de creierul acestui festival, Yuri Bashmet. În mod tradițional, acest spectacol emoționant este prologul întregului program de concert. O săptămână și jumătate de descoperiri multiculturale și multigen. Pe scenă, spectacolul strălucește, flautiștii irlandezi își împletesc vocea stridente cu cea a divei de opera Ida Garifullina. Și așa, la Sochi își amintesc de legendarul Galina Ulanova. Absolvenții Academiei de Balet Rus au recreat spectacolele coreografice în care a strălucit acea primă stea. Lacul Lebedelor, Giselle, Romeo și Julieta.
Festivalul de artă nu a fost oprit nici de pandemie și nici de restricțiile impuse de aceasta. Aplauzele la Palatul de Iarnă sunt la fel de puternice, chiar dacă publicul este așezat doar scaun peste scaun. Cred că atmosfera nu s-a schimbat și dacă o persoană este pe deplin concentrată pe muzică, atunci pentru ea nu contează câte persoane sunt în sală. În acest sens, pandemia nu și-a jucat rolul în niciun fel. Atmosfera este păstrată, deoarece oamenii sunt atât de recunoscători artiștilor. 9 premiere mondiale într-o săptămână și jumătate. Una dintre ele este piesa Lover's Ship, Experiment Festival. Capitanul navei fantomă Andrei Merzlikin dă viață poveștii lui Orfeu și Euridice. Și acesta este Hamlet, interpretat de Evgeni Mironov. Nu am vrut niciodată să-l joc pe Hamlet. Mi s-a părut plictisitor, mult mai plictisitor decât un personaj și nu era adecvat personalității mele. Dar așa s-a întâmplat și asta este deja a treia oară. Jenea citește pătrunzător atât de clar încât dacă aș fi citit cărți, aș fi trăit toată viața mea mult mai bine. Compozitorul belgian Patrick de Clair a luat ghitara pentru prima dată în urmă cu doar un an. Și iar acum, împreună cu rockerul irlandez Owen Holohan, a prezentat la Sochi un concert de gitară electrică și orchestra. Mi-a spus, vrei să vii la un concert metal? I-am spus că nu, însă el a spus că ai un an să te gândești. Un sunet neobișnuit de pe scenă, muzica academică amestecată cu muzică rock, o altă premieră care a încheiat Festivalul Internațional de Artă de Iarnă. Тепер мы занимаем место. Некоторые называют это место эшафотом. Некоторые называют это место подиумом. Igor Mironov era deja atât Arhimede cât și Socrate, a devenit model acum 6 ani. Slujba lui este să stea și să pozeze. Totul este grav, sarcina este de 40 de ore pe săptămână, ziua de lucru la fel ca unui profesor. Lecția de dimineață începe la ora 9:30. Mai ales iarna, e bine, nu poți picta oamenii când dorm și sculpta. Ei ne spun, nu dormi, nu dormi. Ei bine, ceea ce trebuie să facem este să luptăm cu somnul. Nu spai. Și ca să se înveselească, citește poezii cu voce tare. Întâmpină și alte dificultăți în profesie. Este necesar să stea liniștit cel puțin o oră, să-și relaxeze mușchii. Prin urmare, are nevoie de o încălzire. În plus, viitorii sculptori trebuie să ia în considerare modelul din toate unghiurile. Dacă cuiva îi se pare că acest model are o muncă ușoară, încercați să stați pe un podium atât de nemișcat câteva ore. În același timp, elevii se vor răsuci în mod constant, însă tu nu te poți mișca și nu-ți poți schimba postura. Ei sunt învățați să stea nemișcați. Omul este cel mai bun manual de anatomie, însă modelele sunt tratate aici nu numai ca și manechine vii. Ele trebuie să dezvolte și o conexiune emoțională. Căutăm constant, analizăm. Dacă persoana nu este foarte bună, din când în când munca nu s-ar putea să se desfășoare mai bine. Nu contează ce abilități, dar să fie vizibile. La Academia de Arte din Sankt Petersburg, o oră de lucru a unui model este estimată la 130 de ruble. Oricine poate poza, chiar dacă ai 71 de ani, de exemplu. Nu este prea târziu să inspiri un artist sau un sculptor. A avut o soție, dar nu a avut copii. O persoană obișnuită, doar un prinț, aceasta înseamnă că a locuit la Moscova, lângă stația de metrou Trubnaia. Totuși, atunci nu exista încă metrou acolo, dar Moscova deja exista. Îi plăcea literatura, gătitul și chiar alchimia. Pentru aceasta, scriitorul Vladimir Odoevski a fost poreclit Faustul rus. Idei filozofice și inovatoare ale prințului într-o nouă producție a lui Kiril Serebrennikov. Regizorul a lucrat foarte mult timp la această piesă bazată pe cea lui Valerii Pichaikin. Este o muncă destul de
Acest tip de muncă este unul destul de minuțios, făcut manual, așa, pentru că se naște de undeva, de acolo, de sus. Acest spectacol este o feerie pe care o creăm de fiecare dată și care dispare în fața publicului. Un personaj mistic, un text mistic. Omul fără nume este o poveste despre călătoria unui suflet care se află în pragul morții. În imaginea lui Iodoievski însăși, Nikita Kukushkin discută despre politică, războaie și sensul vieții. În interpretarea solo a jucat și pe Beethoven, Mephistopheles și în anumite locuri chiar pe el însuși. Человек умирает, и вот 9 дней, пока его душа бродит по земле. Un om moare și timp de 9 zile, în timp ce sufletul său rătăcește pe pământ, întâlnește diferite personaje din viața sa pe care le-a întâlnit cândva, despre care a scris. Piesa are o coloană sonoră neobișnuită. Un hibrid de 10 piane mecanice și electronice creează senzația unei cutii muzicale. Băiatul Mișa din Orașul în Tabără, cea mai faimoasă lucrare a lui Odoevski, a visat să intre în această cutie muzicală. Am colectat vechile piane aruncate și am făcut din ele un astfel de instrument hibrid care atrage ușor panharmonicul menționat în această piesă. Omul fără nume este o premieră la Centrul Gogol din acest an și unul dintre ultima, care este sub conducerea lui Kiril Serebrenikov. Decretul președintelui Republicii Pisicilor, rescrieți pentru toate fiarele cu coadă care aleargă. Aproape fiecare palat sau muzeu din Sankt Petersburg are un astfel de decret. Vrem ca toată lumea să știe despre pisicile din alte muzee. Oamenii poate să vină să le mângâie și să vadă cât de important este ca pisicile din muzee să trăiască bine. Cea mai bătrână pisică, Capitolina Petrovna Romanova. Ea lucrează în calitate de curator în Catedrala Petru și Pavel de peste 20 de ani. Din moment ce se află în această catedrală, înseamnă că a avut conexiuni cu împărați și are un caracter regal. Iubește foarte mult atenția și e o adevărată actriță, are nevoie de atenție în fiecare minut. A îndurat și timpul pandemiei foarte greu, a slăbit, ba chiar avea și un aspect atât de neplăcut. În fiecare zi, la ora 11, pisica învârte clopotele. În primul rând, se uită în jurul pieții. Nu știi niciodată ce pisică decide să intre pe teritoriul său. În ciuda vârstei sale venerabile, Capitolina Petrovna își îndeplinește îndatoririle în mod regulat și nu se retrage. Și în muzeul Anei Akhmatova există angajați care zic miau. Perseu este actor, chiar și când doarme, pozează. El a fost găsit pe jumătate înghețat pe o alee din apropiere. A fost încălzit, i s-a oferit hrană și un loc de muncă. Colegul său, Inocenti, preferă locul de muncă sedentar. Creează atmosferă și dispoziție, pentru că atât adulții cât și copiii și încep vizita la muzeu cu plăcere ca să facă poze cu ei, să-i mângâie, să-i îmbrățișeze. Ты понимаешь, что это часть их профессиональных обязанностей.